Eu plâng deasupra paginilor mele imperfecte, însă generațiile viitoare, dacă le vor citi, vor fi mai impresionate de lacrimile mele decât de perfecțiunea lor. Dacă voi fi capabil să ating perfecțiunea, căci în acest caz ea m-ar împiedica să plâng și în consecință chiar și să scriu. Ceea ce e perfect nu se manifestă. Sfântul plânge și este uman. Dumnezeu tace. Iată de ce îl putem iubi pe Sfânt, dar nu îl putem iubi pe Dumnezeu.